Mă apuc de gătit și Andreea cred că se apucă să ne spună despre cum a ajuns ea să facă televiziune, nu? Și cum silueta ta este încă de invidiat. Andreea, stai să spun eu rețeta. Te întrerup un pic pentru că vreau să-ți spun rețeta. Nu știu dacă ai mâncat fasole verde făcută un pic așa la tigaia asta cu unt și cu pesto. Niciodată. Și cu semințe de peanut. Spun eu că e foarte gustoasă și dacă voi vreți să încercați astăzi, nici nu știți ce pierdeți dacă veți spune nu, încercăm. Eu vă îndemn să încercați pentru că se face foarte, foarte repede. Am pus tigaia asta la încălzit, pun fasolea, o las un pic și apoi vă spun ce pun în continuare, dar hai să te aud pe tine, Andreea. Silueta ca silueta, da, cariera? Sau care e mai greu? Să-ți păstrezi silueta de invidiat sau să ai o carieră în televiziune? Cumva ele cred că vin la pachet. Nu e ușor nici să fii un prezentator, nu e ușor nici să ai o siluetă, să-i spunem, de invidiat. E mult spus de invidiat. Trebuie să recunosc că m-a costat mult să ajung la forma pe care o am astăzi. Ce înseamnă te-a costat? M-a costat bani? Adică și bani sau timp? Și timp, și bani, și multă muncă depusă, pentru că nu și e motivație? Ușor. Și motivație? Nu mai zic de motivație. Care a fost motivația ta? Motivația mea a fost un poster cu Mădălina Ghenea. Îmi place foarte mult Mădălina Ghenea. Monica Orlanda îmi place enorm și tot timpul m-am uitat la ele și am zis: Doamne, vreau să arăt și eu așa. Și cineva mi-a zis: dacă mănânci ciocolată, niciodată nu o să ajungi așa. Să știi că e foarte important să avem un model în viață și vouă vă spun la fel, că este bine să vă luați un model. Eu mi-aduc aminte că mi-am luat o model pe Jane Fonda acum 30 și ceva de ani și îmi doream să ajung și să fiu exact ca și ea. Ei, n-am ajuns ca și ea, dar măcar fac ceea ce ea la un moment dat a făcut în carieră. Tu, în cariera ta, ce ai făcut? Eu, în cariera mea, am început așa dintr-o glumă și dintr-o ambiție prostească. Un fost iubit m-a părăsit pentru o persoană publică la vremea respectivă și am zis: a, da, eu să vezi că și eu o să mă fac prezentator TV. A avut loc un casting acum 10 ani cu Liviu Vârciu aici la Canal D, se numea Autobuzul lui Vârciu. Am venit la casting, am luat castingul, am ajuns până în semifinală, iar de aici cumva a început cariera mea în televiziune. E dintr-o ambiție, pentru că ai fost părăsită de iubit. Întotdeauna și bărbații. Regreți? Nu, nu. Întotdeauna bărbații care m-au dezamăgit, mi-au dat un impuls să devin din ce în ce mai bună și să mă autodepășesc, să evoluez enorm. Asta e dragele vorbirea. Mele, eu mă duc cu gândul într-o altă direcție, că tot ceea ce este rău poți să-l transformi în bine, pentru că dacă cădeai într-o depresie, cum poate fac multe fete care ne privesc acum, nu faci decât să te adâncești în acel rău, așa că tu ce ai făcut? Ți-ai luat inima în dinți și ai zis: gata, vreau să mă fac și eu prezentatoare. A fost greu? Foarte greu. Foarte greu. Toată lumea crede că dacă ești la televizor e ușor, e simplu. Uite acum TikTok-ul, Instagram-ul, Facebook-ul, dă ocazia a fetelor să fie vizibile. Dar e oare la fel Facebook, televiziune? N-are nicio legătură, dacă mă întreb pe mine. Absolut nicio legătură. Știi, eu spun că există două modalități de a ajunge prezentator TV. Una, văzut, plăcut, luat, și ăia sunt unul la un milion, și restul care ajung prin redacție, reporterie, regie, producător, fac de toate până când cineva chiar le dă o șansă să apară pe sticlă ca prezentator TV. Eu cred că fiecare dintre noi avem o, cumva, o portiță deschisă la un moment dat să facem sau să mergem în misiunea noastră, pentru că așa îmi place mie să spun că atunci când faci ceea ce îți place, ești în misiunea ta și cumva ți-e dat să faci lucrul acela. Ție ți-a fost dat să ai o suferință, să faci televiziune și acum? Și acum sunt foarte bine, sunt extrem de norocoasă și recunoscătoare pentru că am ajuns să prezint o emisiune de monden. Am visat mulți ani de zile la asta, dar trebuie să-ți recunosc că de 3 ori am plecat din televiziune și de 3 ori m-am întors plângând. Și de ce? Ce ți s-a întâmplat? Sunt momente, ai văzut proiecte, există fel și fel de presiuni, de tensiuni între colegi și zici: gata, nu mai vreau. Eu am terminat dreptul, am uitat să spun asta, am un master în dreptul afacerilor și unul în științe politice și mama mă pistona așa într-un dat: te rog eu mult de tot, spune că n-ai făcut facultatea degeaba, nu-mi place televiziunea pentru tine. Și cumva ca să o mulțumesc pe mama, am vrut să încerc și altceva, dar nu. Când am auzit din nou 3, 2, 1, am simțit că trăiesc, adică... Nu se compară nimic.
trebuie să cu se energia simți. Și cu adrenalina care ți-o dă televiziunea. Exact. Este adevărat și eu recunosc că televiziunea pentru mine este o sursă cumva de a spune tuturor celor care urmăresc mai ales emisiunea mea că este important să avem grijă de viața noastră, de ce facem în fiecare zi cu noi, dar să fim atenți și la oportunitățile care vin. Să ai grijă de viața ta înseamnă să ai cumva în farfurie alimente sănătoase. Eu am pus aici niște fasole verde, un pic o las, doar puțin, pentru că ea trebuie să fie mai al dente, așa, să-și păstreze vitaminele. Și apoi pun unt. Îmi place tare mult să mănânc unt. Nu știu de ce, în ultima perioadă aș mânca unt dimineața la prânz și seara. Vrei să-ți recunosc ceva? În fiecare dimineață, de vreo 2 luni de zile de când m-am întors din Grecia, mănânc unt cu pâine și cu gem. Deci am luat chestia asta, am mâncat într-o dimineață la micul dejun la hotel. Așa. Și de atunci, în fiecare dimineață, asta mănânc. Bine, după aia nu prea mai mănânc, altfel s-ar pune, dar să știi că grăsimile sunt foarte importante în alimentație. Uite, de exemplu, vitaminele și mineralele prezente în fasolea asta verde se absorb în prezența grăsimilor. Așa că nu vă feriți de grăsimi, încercați să fiți conștienți cum le combinați. Apropo de fasolea verde, aseară acum o să pun un pic de pesto. A, da? Da. Foarte bune. Foarte mult. Foarte bune. Le fier puțin și pun puține sare grunjoasă așa. Ei, asta e un fel de edamame ce am eu aici, dar fără acei sâmburei. Uite, cam asta este rețeta. Este foarte simplu de făcut din punctul meu de vedere și foarte gustoasă. Foarte gustoasă, de ce? Pentru că pesto ăsta ai 2 savoare specială și o să mai pun ceva, un ingredient care mie îmi place tare mult, niște muguri de pin și asta pentru că, pe lângă faptul că au și ei un gust foarte special, conțin mult magneziu. Apropo de stresul pe care îl avem, magneziu trebuie să facă parte din alimentația voastră și o sursă bună este și aceasta cu muguri de pin. Uite, o să pun aici doar un pic așa să se încălzească mugurii de pin și să se întrepătrundă aromele. Mai aveți punguțe? Că aș vrea și o să am la mine, nu de alta, dar sunt tot timpul stresată. Și când mai sunt puțin stresată, mai iau cât un mugur de pin, nu? Gata, rețeta mea este simplă. Fasole verde, puneți, o lăsați un pic să se călească un pic, după care puneți un pic de unt, puneți puțin pesto și semințele de pin. Ia uite cum arată și o să și pun în farfurie. Vreau să-mi povestești cum e cu rețeta de slăbit, că fiecare are o rețetă de slăbit. O să spun ceva ce nu recomand oamenilor de așa acasă. Păi atunci nu spune. Ok. O recomand, dar nu prea. Adică sunt momente în care dacă exagerez, cumva încerc deficitul caloric. Încerc așa deficitul caloric și poate că s-ar peste o masă pe zi, pentru că na, prefer să mănânc 3-4 bucățele de ciocolată și să nu mai mănânc nu știu cine. Sunt dependentă de zahăr, mănânc foarte mult zahăr. Încerc să-l înlocuiesc cu fel și fel de înlocuitori care sunt mai puțini calorici, dar totuși... Să știi că e o rețetă bună asta, să spun așa, care ai spus-o tu, că dacă tot aveți poftă de ceva dulce, măcar renunțați la masă și mâncați doar dulce la acela. Are destule calorii, n-are atât de multe substanțe nutritive, dar vă faceți pofta și asta este important. Apropo de a-ți satisface pofta, ce-ți face cel mai mare, nu știu, care e cea mai mare bucurie a ta când te gândești la mâncare? Ciocolata, tortul, dulciurile, în mod special. Da. Și am un preparat grecesc care mi-e place foarte mult. Am locuit foarte mulți ani în Cipru, am făcut acolo școală, grădiniță și așa mai departe. Și îmi place un preparat specific din zona Ciprului, macaronia tu furnu se numește. Sunt macaroane cu carne tocată, cu un sos beșa... ceva bun de tot, o bombă calorică. Dar apropo, cum îmi ziceai mai devreme de o rețetă în ceea ce privește dieta, intermittent fasting. Dacă ți se potrivește, eu sunt un pic reținută când e vorba de intermittent fasting, dar cui se potrivește, mergeți înainte. Și asta pentru că eu știu, cel puțin în ceea ce mă privește, că trebuie să-mi alimentez constant corpul. Intermittent fasting înseamnă că mâncați o dată pe zi, oarecum, și apoi aveți o pauză de
16-18 ore. Eu am ținut-o pe cea în care 16 ore nu mâncam și în 8 ore mâncam cam 3 ore pe zi. Venea o masă la 4 ore, ceva de genul. Cam așa, ceva de genul. Ceea ce nu e chiar rău, dacă e rău, doar așa. Că nu, în cele 16 ore care rămâneau, aveai voie să bei doar apă, doar cafea neîndulcită, fără zahăr sau ceai de asemenea. Până la urmă, așa cum ai făcut tu, dacă ai avut totuși 3 mese pe zi din 4 în 4 ore, este corect, pentru că eu mă gândeam la intermittent fasting-ul ăla în care mănânci doar o dată pe zi și apoi nu mai mănânci deloc, dar așa, da, organismul trebuie să aibă o pauză de 16 ore în care să își refacă toate structurile cumva și trebuie să fim atenți la ce alimente consumăm, în special la ultima masă. Eu spun că ultima masă trebuie să fie o masă care să nu îngreuneze atât de mult organismul, pentru că ficatul este cel care preia toate toxinele și atunci trebuie să-i dăm răgaz cumva să se detoxifice și primul lichid pe care ar trebui să-l bem dimineața n-ar trebui să fie cafeaua, ci apa, poate cu un pic de lămâie, și asta pentru că în felul acesta să pregătim organismul pentru a absorbi toate substanțele nutritive din hrană. Ai făcut carieră în televiziune, ne-ai spus că ești o mâncăcioasă, dar ai și zona de intermittent fasting pe care o respecti, dar aceea în care mănânci totuși trei mese pe zi. Acum mai avem un ingredient, sportul. Aha. Nu există, nu există, cel puțin cred că am vreo 7-8 ani, cel puțin, de când sportul nu lipsește din viața mea. Am avut o perioadă în care făceam și 2 antrenamente pe zi. Era o perioadă din cele din care spuneam mai devreme, din care eu am plecat din televiziune și m-am ocupat de partea de PR și marketing ale unor săli, acum sunt celebre, dar pe vremea aceea nu erau. Și atunci făceam câte 2 antrenamente pe zi. Am mers foarte mult pe intervale și cardio în general. Cam astea au fost. Eu vă îndemn să faceți mișcare, să mergeți în direcția aceea în care să faceți mișcarea care vă face plăcere să o faceți zilnic. Că acela este alergare, not, antrenament pe intervale sau pur și simplu mergeți să faceți o oră de yoga sau ce vă place vouă, dar important este să vă placă și să faceți constant, pentru că despre asta este vorba. Preparatul este foarte simplu. Dacă nu aveți o idee de prânz sau de cină, vă mai repet o dată, fasole verde pe care o puneți un pic să se călească, apoi puneți puțin unt, nu-l lăsați să se prăjească decât un pic așa să se întrepătrundă, după care puneți un pic de pesto și niște semințe de pin. Pesto se face foarte repede dacă nu aveți din comerț, dar se găsește peste tot în comerț, dar dacă nu ai semințe de pin, puteți să puneți niște nuci. Faceți bucățele, niște nuci și puneți și o să-mi dați dreptate că este un gust wow. Poate că îmi trimiteți și poze cu rețetele voastre. Îți mulțumim tare mult că ai fost alături de noi în emisiune. Ne-ai dat niște sfaturi foarte interesante. Aveți grijă de voi. Tu ai acolo un cadou. Ce produse drăguț de îngrijire a pielii. Mulțumesc tare mult! Cu mare drag! Noi și vouă vă mulțumesc că ați stat, că ne-ați urmărit și că încercați să aveți un stil de viață sănătos. Pentru că eu cred că stilul de viață sănătos se construiește în fiecare zi. Andreea Frățil a fost astăzi alături de noi și ne-a îndemnat și ea să avem un stil de viață sănătos și să avem grijă și la cariera, nu? Neapărat! Să aveți o zi minunată în continuare! Mă bucur enorm că am fost alături de Florentina astăzi și vreau să le transmit celor de acasă să nu renunțe niciodată la visul lor și să aibă foarte mare grijă de corpul lor, pentru că acolo trăiesc întreaga viață!